Domnul Butu, bună ziua domnilor consilieri. Bine ați venit la ședința ordinară de data de 31 ianuarie 2022. Îi dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 12 din 25.01.2022 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești în data de 31 ianuarie 2022, orele 16, la sediul primăriei Comunei Bârsănești, având următorul proiect al ordinei de zi. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări și activități de interes local pentru anul 2022, care vor fi prestate de către beneficiarii venitului minim garantat din Comuna Bârsănești. Inițiator, domnul Ane Claudiu Cornel, viceprimarul Comunei Bârsănești. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor salariale acordate în anul 2022 funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bârsănești, precum și indemnizație de ședință pentru consilieri locali ai Consiliului Local Bârsănești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Bârsănești. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre pentru aprobarea transmiterii fără plată de către Școala Gimnazială numărul 1 Bârsănești a aparaturii electronice necesare susținerii cursurilor online. Punctul numărul 4, proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică în valoare de 2000 de lei pentru reprezentarea intereselor OAT Bârsănești în proces cu cetățeanul Petru Costică. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii valabilității planului de urbanism general al Comunei Bârsănești din Bacău până pe data de 31.12.2023. Punctul numărul 6, proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui ședinței pentru perioada februarie-martie-aprilie 2022. Punctul numărul 6, 7, diverse. Articolul 2. Prevederile prezente în dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc! Cine este pentru aprobarea ordinii de zi? Deci, unanimitate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 pentru. Da, domnul Mirona, cerește are aici cerere înregistrată de voie. Începem cu punctul 6 ca să... Apoi da, am început deja cu punctul 6. Da, da. Eu am să vă rog frumos că v-am transmis, am reușit să definitivez procesele verbale de pe octombrie, noiembrie și cele două de pe decembrie. Dacă sunt observații, dacă nu, să le supunem aprobării. Cine este pentru? Deci prima dată avem procesul verbal pe 27 octombrie, al ședinței ordinare. Să le votăm pe rând, totuși. Cine este pentru? După aia avem ședința extraordinară de pe 4 noiembrie. Cine este pentru? Ședința ordinară din 10 decembrie 2021. Acolo aveți probleme, deci e mult. Ați amintit-o pe doamna Găman, președinte de ședință. După aia, eu când am vorbit, am vorbit de 14 puncte. Mi-a spus numai 4 puncte ce am vorbit eu. Dar eu nu trebuia să redau cuvânt. Păi nu mai redați nimic. A zis așa, la albe, a zis dispensar lămpi, s-au rupt drumurile și s-au luat la preluc, atâta, dar eu aveam 14 puncte. Dacă vreți să-l completați, eu vă dau, într-a la cerul ce am vorbit, dacă nu, nu e nicio problemă. Da, dacă mi l-ați plătat, și avut și mi-aș fi fost mai ușor. Da, spuneți, vi-l dau acum. Pe măsură și dumneavoastră vorbeați. Dacă vreți să-l completați, dar nu am mai început. E, da, e nicio. Am înțeles. Ne-am vorbit eu. Deci mai sunt și alte observații la procesul verbal din 10 decembrie? Și ultimul procesul verbal al ședinței extraordinare din 23 decembrie. Cine este pentru? Mulțumesc. Se poate trece la... Se poate trece la punctul numărul 1. Deci, cuvântul domnului primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări și activități de interes local pentru anul 2021, care vor fi prestate de către beneficiarii venitului minim garantat din Comuna Bârsănești și Bacău. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă planul de lucrări și activități de interes local
pentru anul 2022, care vor fi prestate de către persoane apte de muncă din rândul beneficiar venitul minim garantat din Comuna Vârstănești de Bacău, conform anexei care face parte din plan în prezenta hotărârii. Articolul 2. De aducerea îndeplinirii a prezentei hotărâri răspunde viceprimarul Comunei, iar prezenta va fi comunicată primarul Comunei Vârstănești, instituției prefectului județul Bacău, compartimentul de asistență și protecție socială al aparatului de specialitate al primarului Comunei Vârstănești, și va fi adusă la conștiință publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul primăriei, precum și pe toate și pe toate și în toate satele comune. Mulțumesc. Cine e? Discuții la punctul numărul 1. Domnul Arsinoe. Avem ce, un număr, un efectiv ceva de personalul ăsta? Da, avem un număr de 43. Și prezența lor anul trecut cât a fost? 100%. Care nu mai sunt, care nu s-au făcut, nu mai sunt. Păi da, probabil că s-au făcut o... Da, avem o rapoarte de activitate, s-au făcut... Și anul ăsta deci merge tot cu 40, nu? Care sunt? De anul trecut. Mai sunt uneori momente când mai intervii un dosar, două, care... Păi nu zic, s-au suplimentat dosarele, ceva, s-au făcut suplimente dosare sau... Sunt scoase din circuit, dar nu trebuie să-i primim consiliabilitate. Când se întâmplă scoase de circuit, cei de la asistența socială se ocupă de închiderea sau deschiderea unor dosare noi. Iar în condițiile în care sunt persoane care nu au efectuat norma de lucru care legitorul impune, atunci, prin dispoziția primarului sau viceprimarului care se ocupă strict de problema asta, lor le se sesizează dosarul. Situații de genul ăsta nu am avut. Am avut situații de suspendare când nu s-au definit condițiile de muncă impuse, iar situații de încetare au fost parcurs oamenii, cred că vreo 4 sau 5 dosare care s-au sistat din cauza neîndeplinirii condițiilor de legalitate, pentru că au intrat persoane, s-au ieșit, sau unele au început să lucreze, sau situații de genul ăsta. Nu, vreau să vă spun că norma de lucru care a fost anul trecut era de 11 ore per casă de persoană care putea să lucreze, datorită modificării salariului minim pe economie, această normă a căzut de la 11 ore la 9 ore. Deci timpul alocat de lucru pentru un individ care primește o normă întreagă este de doar 9 ore într-o lună. Da, nu, eu asta vreau să știu dacă s-a suplimentat numărul sau... O creștere nu este una, este o situație cu creștere și descreștere sunt da. Menținut în nivelul de... E balansată, e... ...dosare cam la același nivel. Da, mulțumesc. Oricum, comparativ cu alte comune de jurul nostru, noi stăm foarte bine la capitolul susținere. Așa, pentru că cei mai mulți spunem de bine condițiile, ori nu de condusare, și atunci nu avem un excedent de susținere socială. Ca să zicem că nu sunt foarte obligați. Dar nici nu putem să omitem o situație de genul ăsta, pentru că sunt oameni care cu adevărat au nevoie de susținerea asta, pentru că vreau să vă spun că nu neapărat suma aceea pe care o primesc, care este una modică, 1.400.000 se primește într-o lună pentru ajutor, nu reprezintă mare lucru. Dar avantajul pe care îl au este cel al susținerii din punct de vedere medical, pentru că ei când au o problemă de sănătate pot beneficia de asigurarea de sănătate în condițiile înscrierii lor într-un dosar, un dosar de ajutor la 416. Da. Nu, e. Altceva, da. Mai trebuie? Dar și mai trebuie la ea? Nu. Se supune la vot punctul numărul 1. Cine este pentru? Abțineri? Nu, în cazul s-a aprobat. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor salariale acordate în anul 2022 funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Vârstănești, precum și aprobarea indemnizației lunare pentru persoanele care ocupă funcții de unitate publică în cadrul UAT Comuna Vârstănești și Bacău. Primarul Comunei Vârstănești propune. Articolul 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariile de bază aferente funcțiilor publice și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, serviciul public de interes local, ce fac parte din familia ocupațională, administrației, se mențin la nivelul cuantumului acordat în luna decembrie 2021, conform anexei numărul 1, parte integrată în prezenta hotărârii. Drepturile salariale ale personalului se stabilesc prin dispoziția primarului Comunei Vârstănești de Sul Bacău. Articolul 2. Salariile de bază prevăzute la articolul 1, alineatul 1 și 2, precum și indemnizațiile stabilite
La articolul 8, alineatul 1 și 2 se regăsesc în anexa 1, parte integrată în prezenta hotărâri. Articolul 3. Personalul care exercită activitate de control financiar preventiv pe perioada de exercitare acestea beneficiază de o majorare a salariului de bază de 10%. Articolul 4. Data de 1 ianuarie 2022 se menține în plată indemnizația lunară de hrană la nivelul lunii decembrie 2019, respectiv 340 de lei pe lună, 347 de lei așa, pentru timpul efectiv lucrat în beneficiu funcționarului public și al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Articolul 5. Începând cu data de 1 ianuarie 2022, se mențin în plată voucherele de vacanță la nivelul anului 2019, respectiv în cuantum de 1450 de lei din în beneficiu funcționarului public și al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei. Articolul 6. Începând cu data de 1.01 ianuarie 2021, se menține în plată sporul pentru activități care se desfășoară în condiții deosebite, stres sau risc, în procent de 5% din salariul de bază acordat asistentului medical comunitar în luna decembrie 2021. Articolul 7. Soluționarea contestației în legătură cu stabilirea salariului de bază, a sporului, a creșterilor salariale, a premiilor și a altor drepturi ce se acordă este de competență ordonatorului de credite. Așa. Contestația poate fi depusă în termen de 20 de zile calendarice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale la sediul ordonatorului de credite. Ordonatorul de credit soluționează contestațiile în termen de 30 de zile calendarice. Împotriva modului de soluționare a contestației, persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instituției judecătorești competente potrivit legii în termen de 30 de zile calendarice la data comunicării soluționării contestației, instanța se pronunță de urgență și cu precădere. Articolul 8. Indemnizația lunară de care beneficiază primarul și viceprimarul comunei, începând cu data de 1 ianuarie 2020, se menține în plată la nivelul lunii decembrie 2021. Indemnizația lunară care beneficiază consilierii locali ai Comunei Vârstănești pentru participare la o ședință în plen și una pe comisie este de 10% din indemnizația lunară a primarului Comunei Vârstănești din Bacău, potrivit prevederilor articolului 212, alineatul 2 și alineatul 3, în ordonanță de urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare. Articolul 9. Cu aducerea în deplinire a prezentei hotărâri, în condițiile legii, se însărcinează domnul Botezatul Gelu, primarul Comunei Vârstănești, județul Bacău, prin compartimentul contabilitate, financiar, venituri, executări silite și resurse umane. Articolul 10. Începând cu data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare. Articolul 11. Hotărârea poate fi contestată de cei interesați în termenul stabilit de legea numărul 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările și completările ulterioare la Tribunalul Bacău, secția contencios administrativ și fiscal, acțiunea poate fi scutită de taxă de timbru. Articolul 12. Prezenta hotărâre va fi afișată prin grijă la Secretarul General al Comunei, pe site-ul Primăriei Comunei Vârstănești, precum și pe panoul de afișaj și se va comunica prin în condițiile legii primarul Comunei Vârstănești, prefectul județul Bacău, compartimentul contabilitate financiar, venituri, executare silite și resurse umane. Mulțumesc! Discuții la domnul consilier Acțiunilor. Majorarea de salarii. E la tot aparatul bugetar, nu? Da. Deci nu e majorare. Este vorba de stagnare. E vorba de stagnare. Cum? 10%? Păi nu. Au fost ori anterior pe mine. Nu, e vorba de sporturile CFRP. Deci cine exercită controlul financiar preventiv din totdeauna este gratificat cu acest spor de 10% din salariul de bază. Există un spor, nu? Da, dar nu e o persoană. Ăla nu e, ăla nu trebuie este, specificat o persoană. Da, asta e o persoană. Creștere, creștere și sporul, creșterea salariului de bază. Un spor care se acordă pentru o bucă. Deci pentru o persoană. Da. Am înțeles. E altceva. Conform codului fiscal, contabilul șef din postul respectiv are
funcția de control financiar preventiv. Și acela beneficiază de 10%. Atât? Mai scurt? Da, sunt supune pune la vot punctul numărul 2. Cine este pentru? Abține. Trecem la punctul numărul 3. Dăm cuvântul domnului primar pentru a face citirii. Proiect de hotărâre pentru aprobarea transmiterii fără plată de către școala, către școala gimnazială numărul 1 Bârsănești, de aparaturi electronice necesare susținerii cursurilor online. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă transmiterea fără plată către școala gimnazială numărul 1 Bârsănești, a aparaturi electronice necesare susținerii cursurilor online. Articolul 2. Transmiterea fără plată de la o instituție publică la alta instituție publică se va face pe bază de proces verbal de predare-primire aprobat de ordonatorul principal de credite al instituției publice care a solicitat să-i fie transmis bunul respectiv, precum și de ordonatorul de credit pe care îl are în administrare. Articolul 3. Prevederile prezente hotărâri va fi aduse la îndeplinire de către primarul Comunei Bârsănești, domnul Botezatu Gelu și directorul școlii gimnaziale numărul 1 Bârsănești, doamna profesor Cristia Rodica. Articolul 4. Prezenta hotărârii va fi comunicată primarului prin compartimentul investiții achiziții publice, școlii gimnaziale numărul 1 Bârsănești, precum și instituție prefectul județul Bacău, care va fi adusă la cunoștință publică prin afișare în condițiile legii. Atât? Da. Discuții? Tot domnul acționare. E vorba de numai o școală, nu? Sau? Nu, numai o școală, atât am avut posibilitatea. S-au luat 7 table interactive, 7 Și suma? Că am văzut suma, nu prea e stabilită. Păi n-am văzut de asta, nu e specificat acolo. Mai ne trezim cu 1.000.000. Nu, poți să trebuie la ședința de la ședința. În decembrie, specificat. Când a făcut și ăsta și achiziția pentru montarea lor. Era deschisă de proiector, de... Da, da, de proiector, tot. Tablile au pus, m-au lucrat acum la videoproiector și... Exact. Problema este că în toamnă să vedem efectivul elevilor ce număr o fi, nu o să știi. Și dacă îndeplinesc, după aia trebuie să facem restructurări. Că nu ți-i... Atâția profesor cu 20 de elevi, mai mulți elevi decât profesor, acum să fim serioși. Și până la urmă, dacă stai bine și te gândești, costurile văd că deja foarte mulți se duc din bugetul local. Microbuzul, tot l-am văzut că îl folosește, nu îl folosește pe ăla lor. Nu știu din ce cauză, care-s motivele. Domnul Vici, cred că știți situația microbuzului, că știu că ați făcut asigurare și... De ce nu-l folosesc ei? Au licență, au tot. Tot ne riscăm cu ăsta fără licență, fără nimic. În condiții în care există vreau să spun că reparația microbuzului a avut dublu efect. Adică odată să deplinim condiții de legalitate și a doua oară să deplinim condiții de siguranță în condițiile în care microbuzul nou, mai nou decât celălalt, pentru că nu cel ăsta are o groază de amplitime, dar ca nivel de funcționalitate, cel nou este mai bun ca și sculă decât celălalt. Funcționează mai bine, căldura funcționează tot celălalt. Ca să fie reabilitat în integralitate tot sistemul lui al celui vechi, ar mai fi trebuit să mai băgăm încă un sac de bani în el. Deci noi l-a făcut funcțional pe perioada verii, când se va mai încălzi așa, o să-l folosim mai mult pe ăsta la altul, dar avem siguranța că avem două condiții în care se întâmplă ceva cu ăla și mai funcțional, în condiții în care și al doilea șofer, pentru că va trebui ca microbuzul care iese de la școală să funcționeze cu șoferul de la școală, iar microbuzul care iese de la noi să funcționeze cu șoferul de la noi. Noi am pregătit deja și șoferul care va merge pe microbuzul școlii, pentru că cel care l-a numerat acum i-a pus condiție de obligativitate și a gradului D pentru că el să poată să utilizeze, pentru că în orice moment noi să avem operabilitate pe ambele microbuze, în condițiile în care va fi nevoie de utilizat și microbuzul ăsta. Apropo de proiectul cu asta, vreau să vă spun o chestie. Dacă tot avem la nivel național un proiect de ansamblu care înseamnă România Educată, dar care nu prea se materializează, vreau să vă spun că printr-un proiect anterior referitor la situația susținerii online a cursurilor, școala de la Bârsănești are un proiect făcut prin Ministerul Învățământului, respectiv prin Inspectoratul Județean Bacău, dar din care nu a primit decât doar 60 de tablete.
dintr-un necesar de tablete, laptopuri, table interactive, videoproiectoare. Deci, proiectul acela a rămas în fază incipientă, doar cu o parte din materialele de necesar pentru cursurile online puse la dispoziție. În condițiile astea, noi, ca și autoritate, am avut obligația morală și legală să ducem la îndeplinire condițiile de punere în gestiunea școlii a întregului material de care ei au nevoie, adică de logistica informațională, înțelând laptop, table interactive, videoproiectoare. De aceea am considerat că este normal și firesc ca noi să susținem financiar cumpărarea acestor produse, să le punem la dispoziția copiilor, pentru ca să avem cu adevărat și copiii de la Vârstănești să facă parte din acea, din acel percept de România educată și de școală bine făcută, în condițiile de online. Condițiile pandemice, după cum vedeți, tot au început să se țină lans, nu se mai termină, noi sperăm să se termine și să nu fie nevoie să folosim sistemul acela informatic online, dar în condițiile în care se va fi cu adevărat nevoie de el, să avem la dispoziție materialul care trebuie pentru ca acești copii de la Vârstănești să beneficieze de un învățământ de bună calitate, ca și toți copiii din întreaga școală. Pentru că situațiile sunt așa cum sunt și mulți dintre ei poate nici măcar telefoane inteligente sau internet nou acasă, dar măcar să poată beneficia de la nivel centralizat de acele obținere de informații prin intermediul profesorului care va sta la catedră, va sta la școală și nu acasă sau undeva, se poate folosi pentru online laptopul, videoproiectorul și tabla interactivă. Totul aceasta a fost un program pe fonduri europene pentru diminuarea abandonului școlar, valoare 200.000 de euro, dar pentru a putea intra, doamna directoare ar fi trebuit să facă demersurile pentru, știți, de bani publici. Da, sunt curios dacă a făcut vreun demers sau dacă a făcut vreo adresă, în ideea în care școala de la Brăsănești era... Da, era trecută în lista aceea. Doamna directoare a completat cererea inspectorului școlar. Adică sunt niște bănuți foarte buni care ne-ar ajuta mult, mai ales în ideea în care am mai putea restrânge dacă nu se va mai putea susține 3 școli. Da. Cu bănuții ăștia chiar am putea face ceva frumos. Deci, e o sumă consistentă. Și ei ne-ar bursabil, adică... Da, în legătură cu micropunctul, ca să revenim la ce spunea domnul viceprimar. Eu am avut o discuție cu domnul primar, înainte de să aduce în reparații microbuzul ăsta. Într-adevăr, trebuia făcut o evaluare, să vedem costurile care sunt și nu trebuia băgat atâta bani el. Dacă trebuie să mai bagi încă de acum încă 200 de milioane sau cât trebuie să mai bagi în el, valoarea lui e depășită. Mai bine luai al microbuz. Caloriferul. Păi, 260, după calorifer vine altceva, după aia vine tot altceva și era foarte bine făcut. O achiziție de o mașină nouă și la revedere. Da? Iar din nou se aruncă cheltuieli inutile. Și cu școlile trebuie văzut la începutul anului școlar, anul ăsta, trebuie văzut, bă, care e efectivul. Facem cumul, investești numai într-o școală, o faci ultramodernă și atâta tot. Nu ții 7 școli, vezi mai multe femei de servicii aici decât elevi acum. Păi serios că așa e. Bun. Noi eram, câți eram la școală când făceam noi școală? Era un singur om, nea, cum îl chema, care era dascăl la biserică, ce era? Nea Ștefănic. Un singur om. Era Sândel Burdulea, un singur om. Și era școala 4A, 4B, 5A, 5B sau 6A, 6B, cum erau. Era un efectiv foarte mare. Și acum, deci plus tehnologia de astăzi care ai centrală, ai multe utilități care nu se compară cu atunci. Atunci era numai cărbuni, lemne sau ce era, nu? Și ții un efectiv care îl plătești, până la urmă, îi plătești, tot trebuie să aloși bani că n-au bani. Mă să fim serioși, trebuie făcut de calculul ăsta. Vedem care situația la școala de la Caraclău, de la Valiu, dacă... Exact, confundiți și fac. Vedem care situația, nu sunt... Sunt două microbuze, sunt două microbuze, dacă este, poți să mai achiziționezi pe al treilea. Transportul și așa e praf local, să știi, e destul de clar că de 3-4 ani de zile cel puțin e dezastru. Hai cum se aduce toți cu ăsta, 42 de copii la Caraclău. Da, să luăm logic, că ne se nici nu... Poate să fii și centralist pentru că nu are experiență în așa ceva. Dar nu poți să fii la noi să faci servici cu 10 elevi în clasă. Păi da, dar de exemplu se întâmplă ceva cu centrala femeie servici, poate să-i facă. Omule, efectivul, dacă faci calculul, îți femei, două femei servici sau trei, îți 20 de elevi. Cu profesor, păi stai că-ți pare aproape. Ce mai e? O femeie servici e numai de normă la Vârstănești.
Dar nu contează că e o jumătate din urmă. Ca efectiv, înseamnă că ceva nu e în regulă acolo. Deci sunt cheltuieli foarte mari. Da. Nu, nu, tot cu jumătate din urmă. La plătei, dar la plătei sunt mai mulți. Să fie doamna directoare, la începutul anului, viitor, să fie cum ești, că atunci, că atunci, că atunci, că atunci, care sunt în timpul anului mai abonează, care se duce în altă parte, asta e. Deci, la ora actuală sunt 42 de copii cu grădinițe cu tot la care acolo. Se termină anul, domnul Bănar, acum. Da. Se termină, dar vine alții din urmă. Păi, să vedem efectiv atunci, da. Corect. Tot cam acolo, prin jurul 40. Tot cam acolo, da, da, da. N-ai cum să-i aduci cu, nici cu două microbuze. Luăm pe altruirea, nu-i problemă. Interesul nostru nu e interesul. Păi ce atunci voi cheltuiala. Păi interesul nostru este... Domnul Bănar, ai trei focuri. Ai trei, ai șase oameni. Păi... Este o educatoare și o învățătoare. Atât la care acolo. Și o femeie din serviciu cu jumătate din normă. Legea, ce spune legea? Trebuie să ai un număr de... Dacă sunt cadrează legea respectivă, nu are nimic de legea. Mergem așa. Domnul Lazar. Da. Mai sunt discuții la punctul numărul 3? Da. Să spune la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Trecem la punctul numărul 4. Dăm cuvântul domnului primar pentru a da citire proiectului de hotărâre pentru aprobarea cheii unii. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică în valoare de 2000 de lei pentru reprezentarea intereselor UAT Bârsănești în proces cu cetățeanul Petru Costică. Primarul Comunei Bârsănești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă încheierea unui contract de asistență juridică în valoare de 2000 de lei pentru reprezentarea intereselor UAT Bârsănești în proces cu cetățeanul Petru Costică. Articolul 2. Prevede prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire autoritatea executivă a Comunei prin compartimentul financiar contabilitate și va fi comunicată primarul Comunei Bârsănești, instituție prefectul de Bacău și va fi publicată prin afișare în condițiile legii. Discutii? Domnul Costic. Domnul Costic, secundul Costic. Aveți cuvântul. Ar fi fost bine să fi mers câțiva consilieri, comisi, să vadă la fața locului pentru ce s-a făcut acolo și pentru ce vrea să dea bani, că doar nu-i în comuna noastră, nu-i în altă parte. În altă ordine de idee, pe data 27, când s-a terminat ședința, nu ieșeță niciunul. La următoarea secundă i-am spus domnul primar că l-aștept o săptămână să scoată tubul, că dacă nu, fac plângere în instanță. Domnul primar a zis, dacă e vorba de așa, îl scot. O venit și la mine cu domnul viceprimar, este o venit și la mine, după aia a venit iar, a zis că scoate stubul să renunț la plângeri. Nu l-a scos. Dar continuă așa cum l-a scos. Deci, pe data de 27 v-am anunțat, a zis că scoate stubul, plângerea am făcut-o pe 27 septembrie. Am anunțat, iar plângerea a fost făcută pe 2-11. Deci, avea timp, dacă voiați. Deci, care ar fi miza UAT Bârsănești să cheltui bani? Deci, eu nu am cerut nicio despăgubire. Puteți să știți de ce a spus acolo că citiți plângerea, așa. Deci, nu am cerut nicio despăgubire. Deci, la o hotărâre definitivă, poate să se scoată sau poate să nu se scoată tubul, da? La mine n-are de plătit nicio despăgubire nimic. Primăria, pentru ce? Primăria trebuie să cheltui bani. Dacă eu am fundat acolo, la capul tubului, am pus tapă. Acolo poate să mai deranjează. Și a văzut trechtirea? Eu am fost acolo. Doi la mână. Acolo poate să dea oricine cu lopata deoparte, să facă mișto de mine, să vină în continuare. Sigur. Domnul Lazar, domnul Preda, dacă vreți... Cred că dumneavoastră, eu pe cuvântul de onoare, cred sincer că l-ați scos. Dacă nu vă,
dar nu vă lăsa domnul Preda și cu domnul Lazar, că ei vor să de mine să vină dejecțiile fântâne. Ei să sunt foarte bine. Eu pe cuvânt de onoare că vă cred că l-ați spus, dar nu vă lăsa domnul Lazar și cu domnul Preda, asta e părerea mea. De altfel, domnul Preda a spus că el se mută din sat, că de demisia de funcția de consilier, a spus sau nu, dacă scoate tubul de acolo. Și-a mai zis și altceva, care știți dumneavoastră. Deci, cred că dumneavoastră, domn primar, considerați că e o pierdere enormă pentru Oate Bârsănești, că îți dă domnul Preda demisia, dacă scoate tubul și izbește atâta cu fundul din pământ. În altă ordine de zi, în 14-11, domnul Lază și domnul Preda, 2021, a fost tot satul să strângi semnături în legătură cu tubul ăla. A strâns aproape 5 și cu a dumneavoastră două aproape 7, pentru că un cetățean nu vă dat. Nu vă dat. Nu vă dat buletinul. Deci mi se pare 5. Da, ălea, da, ălea. Ălea, eu de ălea care le-a strâns. Deci, dar nu trebuie. Deci nu, lucrările nu se fac pe bază de semnături, dar știți foarte bine. Lucrările publice nu se fac pe bază de semnături la oameni, da? Deci le-a dus la primărie, le-ați înregistrat cu data de 2020, luna octombrie 2020 și le-ați dus în instanță. Da. Și de acolo o să dizjunge un dosar penal. Pentru ăla câți bani o să mai ceriți pentru reprezentare în instanță? Asta a făcut. Deci eu am vorbit cu trei oameni din aia cinci care au semnat. Păi cât a venit? Atunci au venit. O mai venit o dată? Nu, nimic. Atunci. Și a înregistrat, înregistrat pe 2020, luna octombrie. Atunci să se vedeți că nu e așa. Cum vreți? Deci putea, dintre toți putea, câțiva puteți să fi mers în vedeți ce s-a întâmplat acum. Și nu e nicio problemă. Ce exemplu dăm noi la comunitate, dacă noi consilieri cu primar, cu vicii, încercăm de că Problema e că... Păi eu am spus foarte repede, nu au fost probleme să le dăm în judecată. Unii considerăm că trebuie un tub într-un loc. Să mai pus șansul ăla, deci șansul ăla s-a făcut și ăla l-a lăsat la mișto ca să repicilează și oricum trece apa prin el. Am dat trece, nu trece, chiar am fost în apă, chiar nu trecut apa. Nu trecut, de ce să... Dacă scot acum tubul de acolo, rămâne un crater acolo, așa ca... Așa cum o stat de unde vine. Da. Tu poți sta până la urmă. Acolo au fost șanse din Puceaușesc când făceau alea pe prestații și ți-a fost jenă să-i spui lui ăla să fac șanse. Să-l trimiteai un om să fac șanse, că te-a votat ăla din fața mea. Și a fost vreodată tu acolo vârful de al să dai dejecții de la grajbă și vină cântâna mea. A fost vreodată până acum? Nu a fost niciodată. A fost șanse făcut. Dacă ai făcut șanțul, tu până scoți la mișto. Oricine îți face duci cu lopata, dă de trei ori cu lopata, pâc și gata. Poate cum credeți. Da, eu în primul rând vreau să vă spun că în ultimii 20 de ani a existat o, să nu zic o baltă, pot să spui chiar un pârâu acolo. Și în anii ăștia nu s-au văzut unde se duce apa. Probabil că dacă s-au pus țeava acum, apa se duce, înainte se ducea pe casele oamenilor, cobora pe dealul zăbii, se ducea spre biserică. Eu vreau să știu unde s-a dus apa aia în 20 de ani. Și degeaba aplanați pe domnul Lază și domnul Preda, că nu este adevărat. Noi am fost la oameni care trec pe Valea Lupului. Bă. Și așa cum știți foarte bine, trebuie să înțelegem niște lucruri. Nu trebuie să ne certăm și să fim oameni. Fost, dar dumneavoastră știți
Să mă urmări pe mine, astea oameni la poartă. Știți când aduceam cizmele și le lăsam la dumneavoastră pe pristă? Cu fetițele alea mititele, așa, să duceam în schinare. Oare chiar nu ne rușine așa, ați avut două mandate de vice? Da. Oare chiar nu avem o leacă de bun simț, de omenie în noi? Cum puteți spune dumneavoastră, scoatem țava, să vedem unde se duce apa? Apa se duce unde se duce? Cum se duce? Păi se duce apa, pe șansă. Păi țavă, pe noi țavă, unde se duce? Chiar suntem, nu avem creier în cap, ce dracu vorbim mai? Suntem nebuni sau am nebunit cu tot? Păi noi s-ați făcut șansă. Păi șansă, că nu era șansă, dar de ce n-ați făcut dumneavoastră în două mandate dificile? De ce n-ați luat o decizie? Ați fost primar interimar. A murit domnul Stil. Apa acolo nu a stat. Păi nu a stat apa. Nu stăm până aici, până aici și nu a stat apa. Dar oare tot satul albul este atât de prost? În ultimii 5-6 ani. O să aducem toți apa acolo și o să ne judecăm cu miliarde și o să vedeți că nu aveți dreptate, că n-are cum. Noi să punem... Păi da, să judești cu miliarde, dar nu pe banii primării. Păi nu pe banii primării, domnul Oațelu, și atunci ce facem? Hai să-i scoatem, haideți să vă spun ceva. Da. Deci în timp, în mandat de 2 ani a domnului vice Petru Costică, da, nu s-a pus o țavă în satul Albului. Din contră, la podul Zăbii s-a luat o țavă de capacitate foarte mare, cu știința domnului Costică Petru, și s-a dus în fundul Zăbii. Domnul Ațumă, vă dați seama ce înseamnă asta? Atunci nu s-a dat în judecată, nimeni, nu a făcut nimeni nimic, nu știe nimeni nimic. E o rușine. Să iei tu țava care face legătură între Comuna Bârsănie și satul Albului, să o duci tu în fundul, este acolo, se poate verifica, se poate... Oare nu avem o leacă așa de ne mutăm din satul Albului pentru un singur? Dacă n-am dus-o la mine acasă pe tribun. Păi, nu, hai să scoatem, m-am pus trăiță să le scoatem. Păi și ce-ați făcut în satul Albului, în satul ăsta? Scoatem țăvrii toate și haideți să mergem din glot și să-l aducem buldozeri și să mergem așa, ca animale. S-a citit atunci ce-a făcut? S-a citit. Nu ați citit nimic pentru satul Albului, ați citit din Caraclou, ați citit din Bătrești, ați citit din Albului, n-ați citit nimic. Fii și tu și fă mai mult, eu am citit ce-am făcut. Trebuie să facem cu toți, așa cum toți consilierii sunt de acord, să facem ceva pentru satul Albului, ceea ce nu s-a făcut niciodată. Păi da, să-i faci legal. Vedem dacă e legal sau nu e legal, și pasă asta. Ai făcut acolo la mișto, domn primar, dar să vedem dacă e legal sau nu. Nu s-a făcut la mișto nimic, nu s-a făcut absolut nimic la mișto. N-am ajuns să mergem chiar prin baltă, că vreau un singur lucru. Păi dacă ai făcut șanțul, de ce ai făcut șanțul? Înseamnă că nu înțelegem, nu știu ce... Că ai văzut că e greșto cu tubă, ai făcut șansă. Acum las tubă numai la mișto, să duc unul să descoperi scurghia, dar treci și prin el. Deci am pozat că treci prin el. Nu treci, uite, cine a înfundat șansul care s-a făcut în oamenii de la Comuna Bârsănești? Vă întreb foarte frumos să răspundeți, cine a înfundat șansul care s-a făcut de oamenii de la Consiliul Local, care au fost plătiți, au făcut șansul și într-o noapte s-a înfundat șansul? Vă rog frumos, răspunde cine a fundat șansul. Unii s-au făcut pe șansul. Nu s-au făcut. Dar suntem chiar așa de proști toți. A fost poliție, a fost domnul vice, a fost domnul primar, chiar nu știm ce vorbim. Aia e ilegal, ce ați făcut dumneavoastră? Nu trebuie să... Acum ați îndrăznit să-mi confundați șansul. Nu trebuie să răspunde o proprietate privată. Nu trebuie. Ce s-a făcut, înțelegi? Trebuie să-mi facem lucrurile pentru... Am mers pe un drum să-mi fund șansul. Păi cam asta vreți acolo, să-mi fundăm drumul, să nu mai trece. Puneți o barieră acolo și noi nu mai trecem. Domnul Sână, la ce v-ați spus? Ce domeniu e? E domeniu public? Da. E al nostru ca și primărie sau e Rom Silva? E al Rom Silva? Când a fost până la urmă postul vostru? A fost în noiembrie, până la urmă. Anul trecut? Anul trecut, da. Am înțeles. Și câte semnături s-au strâns? Trebuia propus în Consiliul Local, aia nu, eu nu am auzit nimic de chestia. Eu nu am mai pus sobru și la pretești, până a fost cazul... Domn primar, stați așa un secund. Stați așa un secund, nu, stați așa un secund. Trebuia, dacă domnul Pieda spune că nu ai Consiliul Local, păi trebuia adus în Consiliul Local, trebuia spus, băi frate, uite, vreau să pun un tub acolo, uite, la solicitarea domnului Preda sau la solicitarea domnului Ionic. Nu la solicitarea domnului Preda. La solicitarea numărului... Că acolo trece tot satul și trece tot o leacă. Așa e tot leacă. De ce stii tachile? Păi așa e domnul Preda. Dar de ce să unii? Ascult o secundă. De ce să unii după semnături prin sat, să iei număr de semnături? Pentru oamenii care trec pe acolo. Trebuia să le iei cu un an în urmă, nu după. Păi și cum adică? Păi așa este. Așa s-a pus savă și pe Valea Bisericii, trebuie să scoate semnături. Păi vii cu semnături din urmă și dai numere de registrare de anul trecut?
Păi nu-i frumos, frate, chestiile astea. Așa, cum să nu? Adu registrele toate aici să vezi că sunt lăsate spații liberi pe registre. Păi cum adică? Domnul primar, da, apa nu o dați în domeniul public, o dați pe la cealaltă, direct la mine. Fătă la mine. Eu după mine, cel mai bine... Apa ei, de la gradul sau... Păi nu, cum? Păi nu-i dați pe proprietate să-i faci la cealaltă, nu este nimic. Apa se duce de parte, 25 de metri, o să vină jumătate. Păi așa ziceam și eu. Uite să-mi iară 4, 5 sau... Din 20 de ani să vadă unde se duce apa. Ce? Exact. La vecinul trebuie la mine, hop. Pantă mare, e viteză și fântână și ăsta s-o prea sunt cu fântână. Domnul Petru, vreau să ne chemați când noi ca să vedem un lucru care este pusă de primării, dar fără sistemic. De cine ne mai cheamă când își fac singur șanță, când își desepe? Ne cheamă nimic, noi mergem, sunt făcute, acolo nu ne mai cheamă. Ne-a spus primăria și v-a ajutat. Eu după mine aș putea de mă duc. Nu, primar. Dar ce merg ai pe drum, pe sancă? Nu, suntem primul proces verbal. Ce e aici? Domnul președinte, vă rog frumos, suntem la CIP și v-am să vă spunem. Dar care se spune la CIP? Eu propun felul următor. Domnul primar, dacă... Să nu mai fie atât scandal, să judec cu banii dumnealui, câștigă procesul. Este, dacă îl pierde... Dar domnul nu știu, am fost pentru mine, domnul. Am fost pentru mine, dar... Trece la primar, eu așa zic și eu. Dacă era eu, mi-a păi n-am fost eu, că dacă stau bine și mă gândesc că ăsta e un abuz în serviciu, că te-ai dus și ai pus acolo așa ceva. Eu nu știu câte, păi poate nu s-o trebuie să aia, să facă plângeri penale. Păi asta e problema. Câte tuburi am pus? Eu am stat de vorbă cu oamenii din Albă, de la Rusia și i-am întrebat, domne, care e situația cu domnule? Domne, foarte bine ce-o fac cu primăria. Toată lumea o aprecia. Pentru ce nu a văzut, a fost și primul viceprimar, a ținut și funcția de primar. Atâta timp un bal, dar acum când l-au făcut altul, vine și de cablor. Nu era cu papa. Problema este, domnul Blănar, că trebuia să facă înainte de a fi consilier. Aia era toată problema, că nu erau discuții, vă spun eu. Da? Asta e viața. Acum primarul trebuie să vină. Nici ori să vină la fiecare oficial, la promovare, la fiecare. În loc să ne bucurăm că face ceva, să duce și... Păi dar face ceva util societății. Dar nu i-a făcut, mă, nu i-a făcut. Da, dar pe domeniul public, nu da apa la mine în fântână, de la grajurile alea. Da, da, da. Pe domeniul public, nu dai spațiul de s-o dai la mine. Nu a dat nicio apă în fântână. Acolo e dat-o, la mine, da. Nu a dat nicio apă. Încheiem discuția, dar sunt numărul 4. Nu, s-a scris domnul Manuare. Da, dar de-a domnului... Eu vreau să vă ascult istoric al evenimentului despre care am discutat până acum. De momentul în care eu s-am fost implicat și știu despre ce este vorba. Este vorba acolo inițial de o petiție făcută înainte de câțiva oameni care stăteau pe Valea Locului, care au solicitat montarea turnului. Și mai este încă o petiție care a apărut în momentul în care domnul Petru a solicitat ca noi să spatem. Deci el a vorbit cu oamenii care au semnat petiția în momentul în care noi am primit somația de chemare în instanță pentru procesul pe care l-a făcut domnul Petru. Cum au stat lucrurile? În momentul în care mi-am aflat de asta, am mers și am vorbit cu domnul Petru. I-am spus, domnule, uite cum stau lucrurile. Știi că aici au fost o baltă permanentă prin care oamenii erau obligați să treacă, așa cum a spus domnul Preda, erau forțați să meargă cu cizmele ca să poată să treacă prin balta aceea. Un lucru nefiresc pentru o lume civilizată. Una dintre aspecte. Când noi am văzut că s-a întâmplat asta, domnul primar a pus țeava de acolo. Balta care era acolo în permanență, deversa apa, în condițiile în care nu era tubul, în același loc. Deci tot pe din aceea. Să nu credeți că noi am luat apa de acolo și am pus-o acum în grădina lui pentru că a fost o chestie nouă. Nu. Apa mergea și atunci și cu tubul nostru și fără tubul nostru, tot în poziția aia. Noi când am avut discuțiile, ce am făcut? Am mers și am vorbit cu domnul Petru, eu cu domnul Petru, acasă la domnul Costin. I-am zis, domnul Costin, uite, haideți să vedem o soluție de rezolvare a problemei și să găsim un mod de a elimina situația asta. I-am propus două variante. Una, uite, noi vom să facem un șanț la capătul tubului, vom duce apa de aici, vom pune două țevi, vom face un cămin de colectare, vom pune două țevi de 12 metri prin care să diversăm apa din căminul de colectare în bârâu. Domnul Petru a refuzat lucrul ăsta. Noi inițial ce am făcut? Am mers și am făcut un șans de la capătul tubului până în vale. Într-o zi am făcut șansul acela cu personal de la primărie. La o săptămână când am fost la albele, ne-am pus să ne ridicăm starea șansului. Ce s-a întâmplat acolo? Șansul era înfundat. Am întrebat proprietarul pământului pe care era făcut șansul de traversare a apei și ne-a spus că
a fost înfundat șantul acela de către cineva. Noi, dar nu mai dați rău pe ce prost. Dar cineva a fundat șantul ăla după ce noi l-am făcut. Eu l-am fundat, mă rog. Deci era frate, nu? Deci noi am vorbit cu omul acela, Petru Mihache, eu personal am fost și am vorbit cu el, domnule, uite, ne dai voie să facem. Cum puteam să mă duc eu cu personal din Mărin să fac un șanț prin grădina omului fără să-l întreb pe omul ăsta, este de logică simplă, umană. Deci noi am vorbit și acolo. După aceea, când am văzut că totul s-a rezolvat lucrurile, am venit cu următoarea cantera de urmă. Domnul, cum credeți că trebuie să facem? Ei, ai zis, pe drum, sunează să facem, să scoatem lucrurile acolo și să facem un șanț prin fața vecinului de vis-a-vis, să punem o țeavă pentru mâna și să ducem apa pe șantul de colectare într-un cămin existent pe drumul care vine de la Poiană la Arbe. Domnul Petru, este așa sau nu? Nu este. Nu, dar chiar suntem bătuți în cap sau suntem... Cum dacă ați mers cu mine și mi-a spus să fac lucrul ăla? Lucrul pe care eu l-am făcut. Adică faci șantul la poale, l-ai făcut? Și nu l-am făcut. Domnul Petru, n-am făcut șantul și am pus țeaba omului în față. Și am făcut șantul de la țeaba de colectare, unde a fost pus pe vânătul, până la drumul care vine de la Poiană. Am făcut lucrul ăsta. Da. Exact cum mi-a spus dumneavoastră. Dar dumneavoastră nu ați unde cuvânt. Dumneavoastră ați urmat cu demersul, merge în instanță. Deși noi am făcut exact ce a spus dumneavoastră. Noi am avut două variante și le-am folosit pe amândouă. Să punem ceva acolo, să ducem un brâu. Nu le-ați dat voie. Am renunțat la varianta aceea și am folosit varianta efectuării unui șanț de colectare pe partea opusă a porții dumneavoastră și de deversare a apei în drumul care vine de la, deci pe lungimea drumului de Ceuțiu și 4, până la conectarea cu drumul care vine de la Albe către Poiană. Acolo era și una aici, nu am cum mai dar am făcut lucrul ăla, da? Deci ne-am supus și am discutat cu dumneavoastră și am negociat lucrurile într-un fel. Dumneavoastră nu v-ați ținut de cuvânt și ați mers în continuare cu procesul în instanță. În condițiile astea noi trebuie să ne apărăm ceea ce am făcut noi. Și el, când ai putut pe petiție, facem un diferent. Păi urmiți cu lume sau nu mă avem? Petițiile sunt două și nu una singură. Una anterior montării tubului și una la momentul deschiderii acțiunii în instanță de către domnul Petru Costică, în care oamenii au zis, domnilor, nu scoateți tubul de acolo, pentru că tubul cel nu face altceva în momentul ăsta decât să menține platforma drumului în circulagră, ce a eliminat partea care era în condițiile tubului neinstalat. Dar el fiind obturat la capul de preluare din amonte al tubului, apa nu se mai duce către grădina domnului pentru Costică. Deci lucru care se poate ridica și este vizibil cu ochiul liber și în condiții de ploaie. Deci cam așa au stat lucrurile și asta este istoria adevărată a întregii desfășurări de evenimente pe parcursul derulării de lor de la începutul lor și până în momentul de azi, în momentul de față. N-am făcut plângerea în instanță, n-am vrut să faci șanț. Cu asta v-am. Și nu mai pot? Doamna secretar, iar începe să faceți reguli ce cum vreți dumneavoastră? Uitați-vă în codul administrativ. Nu codul administrativ, doamna secretar. Eu vă mai întreb încă o dată, începeți iar să faceți reguli cum vreți dumneavoastră? Codul administrativ, domn consilier. Doamna secretar, eu vă mai întreb încă o dată, iar începeți să faceți dumneavoastră? Cum vreți dumneavoastră? Dar de ce vă lăsați în eu să ne spunem toți opiniile? Dar nu păi de ce vă simțiți cumva? Vă simțiți cumva? Aveți vreo vină? Nu, eu, da, spui disciplină, da, doamna secretară, eu vă întreb, aveți cum vă mustră ceva conștiința că ați greșit sau cum? Eu vă spun că da, nu e da, că da, vă spun eu, da, că ați greșit. Și pentru asta chiar o să mă țin, ca să vă arată că ați greșit. Da. Ce să mai zic? Gata, domnul. Ce să mai zic? Ei, lucrarea a fost ilegal făcută și de către primărie, acolo și... Să se judece în instanță și la revedere. Vreți să-i susținem pe amândoi din bugetul local, îi susținem pe amândoi să bată cap în cap acolo? Că a fost și domnul Panfil, că el e avocat și a făcut acolo la Paris. E adevărat, domnul primar, sau nu? Și la păi nu, zic și eu, a fost, i-a explicat situația domnul Panfil, domnul Panfil are influența asupra avocaților din zonă și poate n-ai, de un ceva mai favorabil. Dar asta eu e. Nu vreau, eu vreau să-i plăteam până la urmă cheltuielile de casă și terminam dreapul toate. Dar cel mai bine poate să ducă unul să scoată tubul și așa e pus ilegal. Să-l scoate și la revedere. Dar nu scoate unde poți să-l scoate. Păi să scoate cum ești prin grul. Ce dracu, suntem nebuni? Atunci faceți proiect, frate. El te-a făcut șanca. Pune proiectul. E făcut șanca, acum nu mai e
treabă. Adică un sat de oameni ce ai nebuni. Dar suntem nebune. Hai să vă dau un exemplu. Dar l-a acuzat pe el că a fost mandat. Acum avem și noi atâtea mandate. Acum și terminul mandatul. Domnul și noi. Domnul și noi. Noi venim cu cetățenii din sat. Adu-i mai mic. Adu-i aici așa. Adu-i aici. Da, adu-i. Încheiem discuții. Corect. Asta, că nu ne-am pus noi de capul nostru. Trebuia să pui într-o bază legală, dar cum fac multe bază legală s-a pus. Mai sunt discuții la punctul numărul 4? Nu. Ce se pune la vot? Cine este pentru? Abține? Unu. Și unul împotrivă. Și unul împotrivă. Păi nu, mai are dreptul să voteze. Consilier, dar trebuia să-și retragă funcția consilier. Nu, e indicată de asta și nu. Trecem la punctul numărul 5. Dăm cuvântul domnului. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii planului, valabilității planului de urbanism general al Comunei Bârsănești de Zbacou până pe data de 31.12.2023. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă prelungirea valabilității cu planului general de urbanism al Comunei Bârsănești, până, dar nu mai târziu de 31.12.2023. Articolul 2. Planul AT Bârsănești de Țâlbacău prin compartimentul tehnic, urbanism, amenajarea teritoriului, va aduce la întâlnire prevederile prezente hotărâri, în sensul în care se va lua măsurile ce se impun pentru finalizarea planului urbanism general al Comunei Bârsănești, aflat în faza de finalizare până la termenul de văzut mai sus. Prezenta hotărâre se comunică prin primul secretar general al Comunei, primarul Comunei, instituție, prefectul județului Bacău, Direcția Generală de Urbanism, amenajarea teritoriului în cadrul Consiliului Județean al județului Bacău și va fi publicată prin afișare în condițiile legii. Ce se întâmplă aici? Mai avem de obținut niște avizii la istorici și la arheologi. Și sperăm ca până la sfârșitul anului să terminăm, nu să lungim atât de mult. Nu-i problemă. Cei de obținut, de obținut. Da, e vorba de astea două avizii care mai avem de obținut. Restul avem toate obținute tot, dar la istoric merge foarte greu. Sunt foarte puțini în județul Bacău care fac studiu istoric și studiu arheologic și din cauza asta merge foarte greu. Trebuie să aprobăm acest... Cine este pentru? Noi am obținut ce aveam de obținut de la Consiliul Județean pentru prelungirea acestui aviz. Mai este ceva? Nu s-a atras de către persoană. Acolo în spate, la Sărmăluță, la Paul, acolo, dacă vreți să luați de stație niște balastru să-i puneți lui, că nu-i numai pentru el, circulă și lumea. Adică când s-a închis la teren acolo, lumea o ia pe drumul care ieși. Adică e normal, acum la teren și știu că așa plața bugat. De când am fost camere, au început să se regularizeze drumurile unora și să folosească cu adevărat drumul și nu cărările. Se pune și balasul acolo, da, iau, okay. Și în stație, și în stație. La Caraclău și posibil nu numai la Caraclău, dar la Caraclău a fost sesizat că a crescut mult vegetația în jurul șoselei. Deci, luați ca să notezi de la început. Ok. Am fost pus la curent de cetățenii din Caraclău, posibil și din alte localități să fie aceeași problemă. Multe vegetații crescut în jurul șoselei, ce azi din curcă în mers, plus pietriș foarte mult și-ar trebui curățat de pe carosabil, mai ales în zonele accesate și de tractoare. Na, vremea nămuloasă, tot ce s-a prins de tractor a venit pe șosea și trebuie curățat. Zonele nu mi le-a relatat, dar știu, nu sunt așa multe. Știu, da. În legătură cu petrișul, stăm până să termină cu primul de la pampă. Vorba de azi de la 4, dar e mare la urmă. Oricum o să le iau acum. Da, da.
unde e foarte mult, dar trebuie măcar dat la o parte puțin mai de margine, că... Vine la grază și... Dar eu vin de la Mănești acum, ai curat, curat. Nu e și nimic, nu știu. Deci eu mă duc să șarge. Eu mă duc să mergi la vedere. Și rând. Să-i răspundă că e dezinformat asta. Pe 17 decembrie, domnul vice, am dreptat tot drumul, tot balastul de lateral, l-a strâns cu oamenii de la ajutor și cu cei din primărie. Și l-am dreptat și drumul este perfect drept și lumea e foarte mulțumită. Nu, nu am scris. Pentru că am fost atenționat. Acum, dumneavoastră, dacă am fost teren, știți, dacă am fost curățat, am fost curățat. Păi, cel mai bine să mergem personal ce ideea. Bine, noi depindem de da. Și s-a mai adus în atenție că pădurea dinspre Straja ar fi fost defrișată. Am primit și câteva poze, am înțeles că v-au trimis și nevoie de primar. Na, e de aici acolo, nu știu. Am vorbit cu șeful de acolo, a fost acolo. Nu suntem decizii. Treaba acolo. Am vorbit, știm, dar... Ce se întâmplă? Acea pădure nu este dată în bază. Eu nu pot să pădăsc, am ca primar. Nu, pădurea, înțeleg. Dar chiar tai tu jumătate, mi se pare. Nu, e al lui Johnny de la... Bine, înainte aparținea lui Lazar, vă rog. Nu, a fost la cineva, a fost... Dar ce-ați spus a fost despre... Nu, am zis așa, că se taie cam cu ori, exact cu vitea. Deci? Da, dar trebuie să fie acolo. Domnul inginer șef al locului a fost acolo. I-am arătat și o poză, le-am trimis pe WhatsApp-ul numărului. A fost acolo, a rămas să identifice. Acele suprafețe, se vadă cui sunt, în primul rând. Dar și noi, dacă nu dată nimeni în bază, nu este atributul lor. Iau atribut pe linie de sancționare, în care depinde cu masele noastre nemarcată și așa. Dar dacă ei nu au în bază ca și atribut, atunci... Am înțeles să dea... Dacă eu nu te păzesc, cum să răspundem pe ea, când nu am asumat răspunderea bazei obiectivului. Dar nu are nicio treabă... Și n-ai nicio treabă în mâine, doamnă. Și nu are nicio treabă în mâine, dacă dezvoltăm o ședere, așa are titlul proprietar. Că nu are de la tata și răzbunit. Acum la ora actuală, chiar dacă ești aia, nu trebuie să fie prospectiv la urmă. Poliția de bani mări, dar nu se trimite în judecat. M-ați discutit? Da, vreau să spun și-o ceva. Domnul Arsene. Am făcut o adresă la drumurile județenii, să vină să dea din aia cu... Copierii ceva, că e jale, bolovan cât pumnă. La deal și s-o spar drumul, îi s-o spar la unul geamul și aia trebuie făcut. Când se termină porta cu perioada de iarnă... Păi e terminată de acum... Ei nu vin să se dea de acum. Mi-am făcut adrese prin care le-am atenționat că ar trebui să aducă vize de măsură, dar ei ne răspund că o să vină unul care o să termine de asta și am dat trecut, răspund că am făcut adrese și n-am venit nimeni, măcar să ne dea cu... Și noi chiar nu putem să-i devenim pentru mătățean să dăm cu... să închiriem un lucru care este foarte bun. Noi putem doar să facem adrese să se ia de mătățene și care să ia atitudine vis-a-vis de această situație. Deci noi, asta singurul pe care vrem să-l facem ca și atribut. Domnul Vici, eu am făcut eu adrese la drumul județene, acum când a fost ultima oară și a zis că a venit cu autogredele. Că singurii care au venit cu autogredul, pe ultima oară, au adus autogredul, ăsta la Dan Grecu, descărcat cu așa și l-au adus, i-au curățat drumul. Că le-am spus, băi, vă știți, e bun că e impracticabil drumul. Și, bine, prin intermediul poliției rutiere, ei sunt singurii care pot sancționa. Dar noi facem o adresă și care au pagubii să facă un proces verbal. Din nou cu adresa acolo către ei și să le spun că... Sunt de acord, dar nu-i sort care trebuie să-l dea ei ca antiterapant. Dacă bui fi cu mai bolovan, ca mâna și-l dai pe drum? Deci... Acolo nu s-au încărcat acolo pată, s-au încărcat cu vola. Problema lor, aia pe streată, prin ciur, trebuie să dai anumit sort, nu că dai așa la... Dar nu luați. Păi da. Aia că o dată îl ia și-i din până la punță. Tot să spune că există adresă înaintată de Ocolul Silvic către primărie, referitoare la redarea drumului forestier din satul Albil către primăria Bârsănești,
Atunci, domnul Lazar, puteți să o aduceți, să-i rog copii. Deci, orice adresă, să facem 3-4 exemplare. Una se dă la destinatar, una se dă la compartimentul de la Ocolul Silvic, trebuie să urmărească, una se dă la arhiva instituției respectiv a Ocolul Silvic, o trage la serocopie și o aduceți. Dacă nu, înseamnă că tot minciuni și dezinformare. Deci, uite, uite, Colea. Da, păi atunci o să aduci și adresa aia care ați dat-o la mine și n-am făcut eu treabă. O, ce scrie? DC-154 din Bârsănești și merge pe... din DG-116 merge în Albile, din pământ stabilizat, până la hotarul comunal Livez, este prins la noi în inventar domeniul cu hotărâri de guvern. Deci cu hotărâri de guvern. HG-540/2000, cu modificările și completările ulterioare. DC-154A, care merge până la Toma Sena, în capul satului, și mai merge pe Valea Bisericii până la Lazar Grigorie, în parantezul Poștaș, este la noi. Cu prins cu hotărâri de guvern, HG-540/2000, cu completările și modificările ulterioare. Deci este un inventar din 2017. Nu e de la mine, nu e făcut de mine, îl găsesc în primării, care vreți să vedeți, să spuneți să faci hotărâri de guvern, că îi... am fost eu așa de reșete și le-am dat... Nu știu, prins cu HG-uri, nu sunt HG-uri, atunci merg la inventarul ăla, cum zideți că e acolo, n-am făcut eu inventare. Și asta e de când erai, nu? Da. Asta e de când erai, nu? Păi și mai ne-ai zis, în 2007. Când de mâncat HG-ul ăsta, HG-ul HG. Vedeți dacă acolo există cu adevărat situația asta. Pentru că de ce o să ieși capul, mi se pune care face de lucrurile de glodonul și ase, și care n-are nicio legătură cu obiectul, nu sunt discuții. Drumul pe care îți face vorbire domnul Petru este cu totul și totul altul, adică este cel care merge pe la canton, de la canton și se duce pe sat până la Toma, cum îl cheamă? Până la Toma Sena. Și că, deci, omul ce își bate singur, care este cu adevărat proprietatea noastră și care aparține oate cu Sărești. Iar cel despre care faceți dumneavoastră vorbire este un drum care este proprietatea acum a Rom Silva, pentru care noi am făcut documentație la Ministerul Apelor și Pădurilor pentru transfer de proprietate de la ei către noi. Păi înseamnă că e o treabă diferită. Înseamnă că s-a dus din 2017, că în 2017 îl văd aici. Păi până la Toma Sena, în capul satului, până la Poștașul Lazar Grigorie și ăsta, până de DG-116, spui HG-ul. Până la urmă, când clarificăm inventarul ăsta? Că de așa e un mandat, când îl clarificăm? Spui HG-ul, nu trebuie să-l iasă toate cadastre. Cei că mai recent nu sunt. Păi sunt mai recent, e posibil, dar 2017 existau, 2000 existau. Uite, să vă arătăm, noi nu vorbim pe așa, vă spunem că este cadastru făcut de Rom Silva, de la intrare din satul până sus în munce, este făcut o dezmembrare pe trei loturi până la Toma Sena acolo, ca să știți. Este un pot trecut în inventarul domeniul public la Rom Silva și acele drumuri sunt trecute la Rom Silva, pe documente. Pe ce bază? Am înțeles, dar inventar, când se face inventarul ăsta? Că ăsta nu-i făcut din... Este făcut mare pic, apoi gata cu orice. Băi, e gata de un an de zile, de un an tot, băi, inventarul, inventarul, inventarul. Hai să mai iasă două cărți cu ce are la drumul și gata. Dar mai așteptăm, până de Paște. Până de Paște, cam așa. Da. Mai sunt discuții? Suntem de sărit aici, ai sărit de acolo, mă rog. Doamna Maria. Doamna. Vreau să spun despre Bistau Fontaner de acolo la toate bucării. Am văzut mâine de părinte. Părinte a făcut. A zis că nu vrea să facă sesizare, dar trebuie rezolvată problema acolo. Și de multe ori am spus că trebuie betonat, trebuie făcut ceva. Este oribil ce este. Da. Urât. Dar le-a spus acolo. A dus cineva... O saltea? O saltea care... Eu știu, bănuiesc cam cine este. Da, spuneți-ne ca să vedem. Poți să spun o brigadă. Toate că eu am spus că trebuie o cameră doar se poate vedea mult. Cum? Poți face mă lăsa la Brusola. Da? Deci știai ce ceva. Am văzut acolo mâinile și acolo. Mai sunt discuții? Da, așa.
Da, acolo. Problema cu câinii. Au mulțit de groază, au început să muște oamenii, deja în marcica aia bocăneta lor a fost mușcată. Dar și tu știi de cine e mușcată. Cu câinii lui Vișana îi lasă liber și astea, dar sunt în afară de aia cu foi de câini. Nu știu de unde au apărut ăsta. Am intrat, am venit. Problema, să vă explic care este toată. Facem bugetul, facem contractul firmei de care s-a și vine 500 de lei de câine. Să știți. Da, gentul va avea nezbenit, ce-i costă cauza asta? Există o firmă, mi se pare, care se ocupă cu așa ceva. Așa 500 de lei costă un câine de prins. Încă nu s-au autorizat. Păi am înțeles că are grămadă de câine acolo. Are ceva, a fost acolo, nu știu. Nu știu ce domenii funcționează. Ei nu fac, ei care menținerea în stare de viabilitate a animalului. Deci ei fac parte dintr-o asociație care se ocupă de protecția animalelor și nu de egalizarea lor și de eutanasierea lor. Deci sunt chestii diferite. Cei care fac egalizare sunt o firmă la Pulogna și o firmă la Onești care se ocupă de restrângerea. Și ei mițim într-un regim din ăsta semi-închis sau închis cum îi țin ei, ăia care fac egalizare și ce le fac cu ei, nu știu problema lor. Deci ei percep pentru mine o taxă care nu este una modică, este una chiar foarte consistentă. Pentru ca să prindă un câine, trebuie să plătești 500 de lei. Mie mi se pare o sumă exagerată, dar prețurile nu am stabilit eu, le stabilesc de piața și va trebui să plătim în condițiile în care facem un contract sume dintre astea pentru fiecare câine pe care ei îl prind și îl duc de pentru mine. Nu mai la mine acolo, noi nu avem pușcă să tranquilizăm pe cel, nu poți să-l prinzi. Da, ok, este de vașa. Dar eu am un lucru, nu cumva ei aduc. Și după aia le dă drumul la câteva zile? Da, probabil că noi ne trezim pe state. Ne trezim pe state cu oameni de cred care... Trebuie să aibă un, ăsta, cum se cheamă, un raport de intrare, corect? Ei sunt cipat, trebuie să fie neapărat cipat. Că dacă nu, nu ai cum să le ții control. Nu, au un fătat acolo, chiar în grădină la aia, fătat, vă două cățele, de exemplu. La mine? În grădină, da. Care-i dus salteau acolo? Care-i dus salteau? Pentru că ți-ai dus. Am numărat într-o seară, nu știam de ce dă când limbe la ora 1 noapte. 20 erau în față porții mei, într-o noapte. Închipuiți-vă să treacă cineva, e suficient unul să lată, de tot sare pe om. Foarte pe gros. Și dimineața copiii nu se le frică să ducă la școală. Pentru că spuhoi acolo și astăzi eram o uhoi acolo de câini, la Viorel Voine în poartă. Plătrau de... Doamna Finor, cine e medicul veterinar la noi? Doamna Andrei Costea. Bun, domnul Costea, eu, de exemplu, eu am doi principali. Deci domnul Costea trebuie să meargă la respectivul, cum mi se pare, și datoria lui, dacă nu mă înșel. Ca să-i facă control la rapoartele de intrare. Că deci facă raport de intrare, de unde achiziunează, 3 câini, 4 câini, 5 câini. Ce face cu ei, salam, ce dracu face cu ei, nu știu. Păi dar ce dracu face cu ei? Păi dar cred și eu că ceva e acolo spălare de bani. Și ca să vii tu să-mi impui mie și mai ai ăsta obiectul de activitate pe raza comunică, desfășură activitate aici cu așa ceva și vii să-mi impui cine? Nu, ăsta, nu face care s-a făcut, care s-a făcut. Bun, nu ăsta. Asociația care are de câine. Păi, poate vrea asociația asta să ia gratuit pe ăsta. Da, vrea să ai o autorizare intenționare. Mulțumim, domnule.